Aglomerații azi la ghișeele Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, cei mai conștiincioși au fost, ca de obicei, vârstnicii. Da, plătesc pentru acei bani care ne scutesc. Altfel, da, am bani, nu pot să nu mă vai, că am pensie ca lumea. Nu eu, eu n-am deloc, n-am muncit niciodată. Soțul meu are 4.000 și. Mersi, da, dau și să vă faceți datoria. Datoria față de țara noastră, pe care o iubesc. Să știți că oamenii mai în vârstă sunt mai conștiincioși. Ca să aibă dânsii ce băga la buzunar. Așa că glumele pe seama actualului executiv au reprezentat motiv de amuzament al ploieștenilor aflați la rând. Pensionarii încă au rămas cei mai conștiințoși. Așa văd eu lucrurile. Eu toată viața am plătit până în martie ca să aibă guvernul bani, că n-are cu ce face autostrăzi, n-au cu ce face șosele. Deci, și plus că băieți, sunteți băieți tineri, poate voi să schimbați ceva. Nu au bani de pensii speciale, asta. V-ați gândit la grav? M-am gândit. Am fost cu Sorcova, cu Plugușorul și am strâns niște bani și să plătesc impozita. Cu... Da, da, ca să scăpăm de grijă. Să scăpăm de grijă, dragule. Pensionarii tot timpul destul de atenți și conștiincioși. Așa e, așa este. Și am zis, lasă, că nu murim dacă plătim mai devreme și uite că e bine. Că... dormim liniștiți. Această pensionară, deși încasează lunar o sumă de doar 1000 de lei, a venit să-și achite datoriile către stat. Se uită însă cu tristețe la faptul că, deși sunt buni platnici, statul român îi nedreptățește în continuare. Cine? Să ne bogățească ăștia. Boieri ăștia, bogații. Să ne dea și nouă ce trebuie să ne dea. Să nu mai bată joc de bătrâni. Ne păcălește cu câte merge. Și de la ora 11, de când am dat drumul, deja 1181 de ploieșteni au venit și au achitat. Au venit. Majoritatea au fost în mediul online, dar oricum și-au manifestat obligația de a achita impozitele și taxele locale, ceea ce este minunat. Și acum văd că deja în caserii este foarte multă, foarte multă lume. Sunt oamenii noștri dragi, conștiincioși, care de fiecare dată ne arată cât de minunat e să ai conștiință civică și ne ajută să trecem peste perioada asta mai dificilă pentru Ploiești. Indexarea taxelor și impozitelor cu rata inflației de 5,1% este valabilă în cazul persoanelor fizice. În ceea ce privește situația clădirilor deținute de persoanele juridice, a rămas valabilă cota aferentă anului 2012.